De unde știu când sunt pregătit, respectiv pregătită pentru pasul căsătoriei? În primul rând, trebuie să n-ai 15 ani. Vorbesc cu voi care aveți toți peste 18 ani, dar nu știu cine e pe internet, știți? Aici e o problemă. Deci nu despre voi vorba aici. Adică cum văd eu decizia asta pentru a te căsători? Când doi se decid că vor să se căsătorească, ei trebuie să se gândească în mod normal că, din perspectiva mea, în maxim 2 ani, da? În maxim 2 ani trebuie să îi vedem la nuntă. Dacă ai 15 ani și vrei să te căsătorești la 17 ani să semneze mama pentru tine, nu e nicio problemă, se poate și asta. Dacă vrei neapărat. Dar să știi condițiile. Adică nu poți să îți alegi ca băiat o prietenă care are acum 14 ani și s-o crești vă 4 ani sau 5, dacă nu spre 10, că se poartă și asta, e groaznic, dar se poartă. Și într-un final, nici măcar să nu reușești să te căsătorești cu persoana aceea. Deci cred că trebuie să fii pregătit din punct de vedere emoțional. Știți bine că ce v-a plăcut la 16 ani nu vă mai place acum, corect? Adică s-au schimbat lucrurile. Atunci v-au plăcut anumite lucruri, din anumite perspective, din anumite unghiuri. Acum nu vă mai place și dacă cineva v-ar obliga, n-ar reuși să vă facă să iubiți persoana aceea care cic atunci o iubeați. Da? Deci trebuie să fii pregătit emoțional, trebuie să știi că lucrul să-l faci pe viață, căsătoria, și din momentul în care ai vârsta necesară, trebuie să-ți dorești să te căsătorești. Eu pe unul i-aș însura cu forță, dar încă n-am reușit. Înțelegeți? Adică trebuie să-și dorească să căsătorească persoana respectivă, că e băiat, că e fată, nu contează. Și de acolo trebuie să, ca băiat, cum spuneam și în un alt context, trebuie să ai pe listă o singură fată. Dacă ai 5 fete, să știi că nu ești pregătit să te căsătorești. Că îmi pare foarte rău, nu te poți căsători numai cu una. Am o veste tristă pentru tine. Numai cu una. Și ca să te poți căsători cu una singură, despre una trebuie să întrebi. Da? Cu subiect și predicat ne vorbește Domnul. Noi nu putem vorbi despre o persoană și Domnul să ne spună despre alta. Decât dacă persoana despre care întrebăm noi nu-i într-o relație bună cu Dumnezeu. Ești pregătit în momentul în care decizi că vrei să căsătorești și pentru pasul căsătoriei trebuie să-ți fixezi clar principiile. Prietenia nu e în regulă să fie lungă. Întrebarea mea e de ce vrea să fie lungă dacă tu vrei să căsătorești. Păi unii spun, păi nu mi-ajung banii. Păi nicio problemă, că o să aveți bani de la amândoi dacă amândoi munciți. Se dublează sumele. Cum nu aveți bani? O să aveți mai mulți după căsătorie. Da? Înțelegeți? Și dacă nu lucrează soția pentru că veți avea copii, nicio problemă. Domnul vă dă exact cât aveți nevoie. Credeți asta? Credeți? Ziceți amin atunci. Doamne ajută. Deci ești pregătit când din punct de vedere emoțional ești în toate facultățile mentale, când ai vârsta majoratului, da? Adică și societatea îți dă voie să te căsătorești, ok? Și când știi că vrei cu adevărat, că vrei cu adevărat și îți asumi proiectul, adică te căsătorești pe viață, atunci poți să te gândești la căsătorie. Poate mă vei întreba la ce vârstă. Eu nu pot să vă spun la ce vârstă. Dacă aș fi subiectiv, aș spune că băieții trebuie să aibă 24 de ani, că ți-am avut eu. Și fetele nu vă spun că, da? 19 spre 20, cât a avut Alexandra când s-a căsătorit. Dar nu pot să vă dau niște vârste anume, pentru că nu-i corect, da? Nu există o regulă, nu-i ceva fix, dar rețineți că din momentul prieteniei și până la căsătorie nu trebuie să dureze mult, pentru că perioada aceea este o perioadă de puritate și este o perioadă de setare a principiilor. Ori dacă nu-ți ajung 2 ani să setezi principiile, să știi că nu-ți ajunge nici 20. Garantat. N-are cum să-ți ajungă. Da. Ce se întâmplă cu persoana care s-a căsătorit pentru a doua oară și ambele căsătorii au fost făcute în biserică? Trebuie să căută în biserică. Înțelegeți? Ce se întâmplă? Cum ce se întâmplă? Nu știu dacă știți opinia mea în domeniul recăsătoriei. Opinia mea este următoarea. Divorțul este inadmisibil. De neacceptat. Unii ar spune că datorită infidelității, imoralității din partea unei persoane, celălalt ar putea să divorțeze. Acum eu vreau să vă imaginați, da?
Bun, să zicem că bărbatul a greșit păcătuind din moralitate. S-a testat, tot e verificat, toți oamenii știu, nici măcar probabil că nu mai vrea să-L asculte pe Dumnezeu. Dat un exemplu doar. Ce perspective ați da la o fată, la o femeie, dacă ea divorțează? Întrebarea e alta. Dacă ea l-ar ierta, n-ar face mai bine? Adică să-l ierte până nu s-o ajuns să fie focul cât carul, da? Cât casa. Să-l ierte și să-l câștige. Să-l câștige. Nu încurajăm păcate, rețineți ce vă spun. El trebuie să fie disciplinat, el nu are dreptul să slujească, el nu mai poate fi niciodată slujitor în biserică, nici într-o slujire, în opinia mea, n-ar trebui să se implice. Dar e foarte important să înțelegi. Căsătoria e pe viață. Cunosc cazuri, și am abordat asta și la școală, și din motivul ăsta o sări câțiva elevi fripți, da? Nici o problemă că le-a trecut, așa, și le-a spus în felul următor. Dacă acea femeie divorțează de el, da, trebuie să-și asume că va rămâne singură. Trebuie să-și asume că nu se mai căsătorește. Dacă se recăsătorește, înseamnă că lui nu-i dă dreptul să se mai întoarcă la ea. Și atunci avem o altă problemă. Deci e foarte simplu. Când vorbim biblic, e foarte simplu. Când vorbim supoziții, păi stai că mi-e prieten ăsta, mă. Păi stai să vedeți că persoana aia mi-e apropiată, mi-e neamă. Cum să nu las, Domnule, să se căsătorească? Când intrăm cu supoziții în Biblie, ne nerocim. E foarte important să înțelegem. Și vouă vă spun că sunteți necăsătoriți. Vă spun ca să vă responsabilizez, să înțelegeți foarte clar. Nu acceptați ideea de divorț, orice s-ar întâmpla. Cunosc surori care au dus greu ăsta 20 de ani. Greu unui bărbat care nu era pocăit cu adevărat. Și după 20 de ani, bărbatul ăla s-a întors din bar, a lăsat paharul cu alcool, parcă i-a venit așa un șoc în creier, s-a întors acasă la nevastă sa. Și a zis, femeie, îmi vine să-ți pup picioarele că 20 de ani m-ai suportat. Dar să nu uiți, am primit un mesaj supranatural în bar. Am primit o intervenție supranaturală. Duminică dimineața vin cu tine la biserică și niciodată nu o să mai calc voia lui Dumnezeu. Eu întreb, dacă femeia asta divorța? Adică noi trebuie să privim din perspectiva cine câștigă din ecuația asta, Dumnezeu sau diavolul? Chiar săptămâna asta care a trecut, le-am pus la o clasă tema divorțului și am rugat să creeze două, le-am creat pe Word prin Google Meet, share-uit, le-am creat două coloane. Fiecare dintre ei au avut ocazia să spună cine e de acord cu divorțul și am scris toate părerile lor, toate, nimic n-am schimbat, nici măcar cu sinonime. Apoi pe coloana cu nu, fiecare și-a spus părerea. Nu știu ce urmează săracii. I-am rugat frumos să se uite pe coloana cu da și să-L caute pe Dumnezeu. Cuvântul, atât, Dumnezeu. Nici măcar dacă e în sens pozitiv sau negativ. Pe coloana cu da, în care era accept pentru divorț, nu exista cuvântul Dumnezeu. Păi dacă lui îi place altfel, păi dacă nu se mai înțelege, păi dacă are alte pasiuni, păi dacă nici cum nu mai merg lucrurile, decât să se certe o viață întreagă, nu mai bine divorțează. Dacă a găsit o persoană mai potrivită, toate erau pentru umanitate. Le-a zis, băieți, fetelor, vedeți? Era o clasă de-a 10-a. Vedeți că totul e umanism. Umanism. Adică cum să-i meargă cui bine? Omului, Adamului sau Evei. Nu-i Dumnezeu în ecuația asta. Când e vorba de un divorț, țineți minte, acolo nu-i Dumnezeu. Varianta cea mai bună este, spuneau și ei la varianta cu nu pentru divorț, dar dacă Dumnezeu te-a iertat pe tine, spunea o persoană, de ce să nu ierți și tu? Dacă Dumnezeu ți-a iertat totul, de ce să nu acoperi și tu toate greșelile? De ce să nu-i dai șansa acelui om? De ce să nu accepti o viață de sacrificiu pentru gloria lui Dumnezeu? De ce? Pentru ce motiv? Ca să câștige Dumnezeu, să câștige El și să câștige ea.
Vă rog să vă scoateți din cap ideea de divorț. Deci, n-are rost să vă căsătoriți dacă aveți ideea că e posibil divorțul. Așa ceva nu există. Nu există. Iisus Hristos a zis foarte clar, la început nu existau cărți de despărțire. La început n-a fost așa. A fost un Adam și o Eva. Știți bine, probabil că ați văzut pe internet imaginea aceea. Doi bătrânei erau la o masă și scria sub ei, de ce noi am putut rămânea 70 de ani împreună? Și răspunsul era următorul. Pentru că am învățat că tot ce se strică poate fi reparat. Astăzi e o altă ideologie. Tot ce se strică, aruncă repede la coș. Distruge. Fă praf. Deci vă rog ca tineri necăsătoriți neapărat să vă scoateți din cap ideea divorțului. În momentul ăsta când vă vorbesc, nu vă gândiți la alte cazuri, voi să vă gândiți numai la voi, nu vă gândiți la alții, nu-i judecați, vă rog frumos. Deci, întrebarea asta nu prea avea de face cu noi, pentru că era despre altcineva care nu-i prezent, care a fost căsătorit a doua oară, eu nu l-aș căsători a doua oară, îmi pare foarte rău pentru el, dar n-am ce să-i fac. Înțelegeți? Când ești abordat de cineva de la distanță, se pare că online, alt oraș și țară pe care nu l-ai întâlnit niciodată, doar ai primit recomandări pozitive, bune, ce pași ar trebui urmăriți? În primul rând să-l vezi. Că poate nu el. Că poate el altfel. Deci, nu fixați nimic, vă rog frumos, fetelor. Vă abordează băieți în format electronic, da? Vă spune, poate chiar printr-un slujitor. Nu e imposibil lucrul ăsta. Nu acceptați să luați decizii legate de viitor înainte să îl vedeți pe băiat. Nu acceptați să luați decizii legate de persoana asta înainte să o vedeți în carne și oase. Nu online, tu prin poze, Photoshop, funcționează așa mare, piratat, cu mâini, înțelegeți? Da? Nu, trebuie neapărat să-l vezi. Înainte de a-l vedea, nu e imposibil. E foarte important să stai într-un moment de veghe, să ceri voia lui Dumnezeu. Eu cred și în asta. Eu cred că Isaac, de când a văzut-o prima dată pe Rebecca, i-a plăcut de ea. Corect? Pe cum să nu-i placă? I-a plăcut. Deși asta s-a acoperit, ea nu și-a arătat fața și părțile care nu trebuie să fie arătate, da? Ea și-a arătat caracterul. Dar ce vreau să spun cu asta? A fost acolo o călăuzire. A fost acolo o călăuzire. Stai înaintea lui Dumnezeu. Dacă e la distanță persoana, nu te duce singură, nu te duce singur, nu accepta chestiuni care sunt vulnerabile. Vă dau un exemplu. Sora mea, Persida, e căsătorită în Australia, probabil că majoritatea știți, și normal că înainte să vină băiatul în România, au vorbit la telefon, nu? Cea nu exista WhatsApp cu video ca acum, cu internet gratis, cu, da? Vorbeau la telefon. Nimic nu au decis până când nu a venit băiatul în țară. Dar n-a venit singur, a venit cu tatălui și poate sunteți curioși să aflați cât e un bilet de Australia, Adelaide Cluj, că o să vă mirați, că ai fi zis, mă, n-are rost să vină. Ce, să mai plătim un bilet în plus? Nu. Este niște principii. Este niște principii. Nu merge singur. Nu merge singură. Chiar dacă ai o vârstă anume și ești major, nu e în regulă să faci asta. E foarte important să fii înțelept ca băiat. Să știi cum să pui problema. Nu-i fă promisiuni, nu-i spune sarea și marea, că nu rămâne nici măcar cu sarea, rămâne cu distrugerea. Nu-i promite nimic, nu-i corect să-i promiți. Adică, știți care e metoda unora? Încearcă să intre pe românește sub pielea fetei, adică să aducă sentimente, să-i spună promisiuni, să-i trimită poze cu casa lui, cu mașina lui, cu nu știu ce. Și să încerce fata să zică, bă, gata, deja eu zbor în secunda 2 înspre țara aia sau înspre orașul ăla. Dar el nu-i prezintă slăbiciunile lui. Ar fi corect să le prezinte. Să-i spună, draga mea, eu când mă enervez, nu știu dacă ai vrea să mă vezi. Adică, înțelegeți? Dacă tot nu-l vede, să fie onest, să descrie lucrurile. Nu când e supărat, nu mai răspunde la telefon. Că normal, dar după un telefon te poți masca. Eu acum văd cu școala online. Nu vă spun cum mă sună elevi, da? Că dintr-o dată când nu vor să fie văzut, nu le merge bine internetul. Dar numai atunci nu le merge. Că dacă pornesc camera, le se oprește netul instant. Asta e grămadă de tertipuri. Că dacă trece pisica prin fața camerei, da? Ce să-i faci, dar nu poți să o împuști. Că n-ai cum online.
Adică după un spațiu online te poți masca de numai. Trebuie neapărat înainte să iei decizii să-l vezi, să o vezi. Există cazuri în care persoane care au anumite dizabilități și nu le desconsiderăm. Sunt suflete, au drept la mântuire, la rai, dar dacă au anumite dizabilități, nu e în regulă să se ascundă după spațiu online și să nu prezinte anumite slăbiciuni. Părerea mea este că dacă există ceva vizibil care poate afecta partenerul de viață, e foarte ok să spui de la început lucrurile. Nu după ce fata s-a îndrăgostit de tine și a trecut o lună, un an, și deja îi rupi inima în bucăți, o frângi. Nu-i admis așa ceva. Cunosc cazuri în care, dau cazul invers, da? Fata a mai fost căsătorită odată și nu a zis nimic, domnule. Da, e adevărat că a fost căsătorită în lume. Și băiatul s-a îndrăgostit de ea. Și era aproape să fixeze nunta și a zis că fii atent că o să-ți dau un mesaj, adică o veste care s-ar putea să ne despartă. Și când auzi băiatul, s-a înfiorat. Nu a fost corectă fata. Eu nu zic că în prima săptămână trebuie să-i spui exact că tu ai problemele cu tărică, da? Nu zic asta. Dar trebuie echilibru. Ori dacă-s distanțe mari, nu fă promisiuni. Nu te pripi. Nu lua decizii decât după ce îl consulți pe Dumnezeu. Cred că și în domeniul ăsta trebuie să-l consulți pe Dumnezeu. Și dacă tu îl consulți cu adevărat cu sfințenie pe Dumnezeu, poți chiar înainte să-l vezi, să-ți spună Dumnezeu, dar ce ți-a spus Dumnezeu se va confirma în realitate. Nu vor fi contradicții între cele două mesaje. Deci, cred că e foarte important să vă vedeți, să reușiți să fiți cumva în anturajul acelei persoane și nu-i deloc greșit să aflați lucruri despre persoana aceea. Poți să mergi chiar la oamenii care sunt considerați ca niște dușmani ai lor, să vezi cam ce părere au. Tu nu ești cu papura, să cauți nod în papură, dar te interesează perspective, da? Foarte important. Și o să-ți dai seama dacă persoana aia vorbește pentru că nu o suportă sau pentru că e real ce se spune. Așa. Poți în vreun fel să împiedici căsătoria programată de Dumnezeu să ratezi momentul? Da. Poți. În ce sens? Dacă nici cum nu vrei să accepți planul lui Dumnezeu. Acum, să ne imaginăm un pic. Dacă Iosif nici cum n-ar fi vrut să accepte că așa a lucrat Dumnezeu și așa nu mai lucrează, rețineți. Deci așa nu mai lucrează. Nu cumva să plecați cu alte idei la biserică. Dar dacă planul, așa cum a fost derulat Iosif, nu l-ar fi acceptat, atunci oricum Iisus trebuia să fie adus în lume. Deci oricum Iisus se năștea. Profețiile mesianice nu îi spuneau numele fetei care va fi fecioara care va naște. A zis că va fi o fecioară, atât scrie. Dacă Maria n-ar fi acceptat, dacă Iosif n-ar fi acceptat, atunci eu cred că Dumnezeu ar fi ales pe altcineva. Dumnezeu oricum își derula planul lui. Dar rețineți că în contextul ăsta nu vei rata căsătoria pentru că n-ai luat o decizie în grabă. Deci să iasă din cap ideea asta. Acum repede tremură mâinile, neapărat să fac lucrul ăsta. Dacă nu-i răspund la mesaj, stai mă omule, dar cum adică? Este fete care abia mai respiră când le trimite băiatul mesaj. Ați auzit fete astea? Deci abia mai respiră, omule. Stare să fac accident dacă-s cu mașina. Deci că le-a scris băiatul. Nu e regulă. Și viceversa. Acum eu vă spun că, pentru că iubeam foarte mult pe Alexandra, cum intra pe Yahoo Messenger, că așa era pe atunci, eu din prima ziceam pace. Deci eu n-aveam. Înțelegeți? Adică, dar asta a fost după ce eu știam că e pentru mine. Nu înainte. Da? Deci eu n-am abordat așa în povești. Eu știam sigur că e pentru mine și știam ce vreau. Și uite că Domnul m-a ajutat să reușesc. Slavă Domnului pentru asta. Nu ziceți amin? Domnul să vă ierte. Slavă Domnului pentru asta. Și așa să vă binecuvânteze Domnul cum vă binecuvânteze Domnul pe mine. Vă doresc și mai mult, dacă se poate. Așa. Este în regulă din punct de vedere biblic să te căsătorești cu o soră pe care a lăsat-o bărbatul? Categoric nu. Menționez că bărbatul a inițiat divorțul? Nu. Nu. Dacă i-a decedat bărbatul, este altceva. Dacă a plecat la cele eterne, este altceva. Deci eu nu pot să-i spun unei fete, deci eu nu pot să-i spun. Dați-mi un verset dacă vreți. Eu nu pot să-i spun unei fete, căsătorește-te, da? Cu un bărbat pe care
L-a lăsat nevastă. Eu nu pot să vă spun asta. Dar sunt foarte curios să-mi găsiți un verset, dacă puteți spune altceva. Problema se pune în felul următor. Dar ce o să facă băiatul dacă nu se căsătorește, că păcătuiește? Eu îl întreb altceva. Dacă nici o dată nu s-ar fi căsătorit, ar fi păcătuit una într-una? Da sau nu? Adică înțelegeți cum se pune problema. Noi punem problema din perspectiva umanității. Noi trebuie să fim corecți cu Biblia și trebuie să punem problema din perspectiva Bibliei. În mod normal, scriptural, dacă, cum e cazul ăsta, o soră pe care a lăsat-o bărbatul, da? Dacă a lăsat-o bărbatul, bărbatul ăsta, ca să se caiască cu adevărat, a trebuit să se întoarcă la ea, scriptural. Pentru că altfel prea curvește. Orice relație are el cu oricine, e prea curvie, conform Scripturii. O să-mi ziceți că sunt un pic fanatic. Nu mă interesează părerea voastră, eu vă spun Biblia. Cum văd eu din Scriptură? Și atunci, cum să-i recomand eu, da? O soră pe care a lăsat-o bărbat. Cum să-i recomand eu unui bărbat să se căsătorească cu ea? Nu vorbesc de cazuri care sunt în afara cunoașterii lui Dumnezeu. Aici e o altă dimensiune. Când să zicem că, da, bărbatul ăsta nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, e o altă dimensiune. Și a fost căsătorit în lume și e altceva un pic, da? Dar când au fost amândoi în biserică, da? Au fost amândoi în biserică și pe unul dintre ei l-a lăsat partenerul de viață. Păi eu ce să-i fac? Să-l pun la învon pe ăla? Adică cum să-i dau eu acordul să facă lucrul ăsta? Mă înțelegeți? E foarte important să fim corecți cu Biblia. E foarte important. Cazurile sunt foarte multe. Nu pot să tratez subiectul ăsta așa în câteva minute, la câteva răspunsuri de întrebări, ci e foarte important, e foarte important să începem noi corect. Să începem noi corect. Eu vorbesc la niște tineri necăsătoriți. Și vă spun niște principii care, dacă le respectați, n-aveți cum să greșiți. Încă o dată vă repet, faceți abstracție de cazurile pe care le știți, nu le mai puneți în mintea voastră, debarasați-vă de astfel de povești și vă rog frumos, luați totul de la zero scriptural pentru voi, pentru binele vostru. Ca să nu mai vorbesc de câte probleme pot să apară în familia asta, dacă s-ar închega. Ca să nu mai vorbesc de scenarii, de dur, de gelozie, ca să nu mai vorbesc de o grămadă de poveri pe care și le ia persoana asta. Nu o pune Dumnezeu să și le ia. E lucru manual. Dacă vrei neapărat să lucri manual și să te împungi cu acu când faci o cusătură și vrei neapărat să te împungi în fiecare oră, pe ce să-ți fac eu? E lucru manual. Dacă Dumnezeu a hotărât o perioadă scurtă pentru cunoaștere de 3-4 luni care duce rapid la căsătorie, și îți spune mama că te grăbești, bine zice mama, urmezi planul ei sau planul Domnului. Știți cum e cu perioada asta de 2-3 luni? Asta e acceptabilă în caz excepțional. Pentru că e posibil ca în perioada asta de 3-4 luni să te grăbești foarte tare. Și e posibil în perioada asta să nu stai în stabilitate, să iei decizii în grabă, din cauza că ești îndrăgostit, îndrăgostită, într-un moment de disperare din cauza la diverse motive și să o apuci pe o direcție greșită. Eu cred că într-o lună de zile e obligatoriu să știi, fără să știi ăla că tu te gândești la el sau ea, să știi planul lui Dumnezeu. Ori în câteva luni, la ora actuală, cu câte tertipuri sunt, cu câte situații, e prea posibil să te grăbești. E prea posibil să greșești. Deci nu recomand prietenia să fie scurtă, dar nici lungă. Nici scurtă, nici lungă. Sunt cazuri excepționale, repet. Iertați-mă, sunt cazuri în care primești mesajul din partea lui Dumnezeu în urmă cu 5 ani. Da? Primești o viziune clară legată de viitorul tău partener. Și vine persoana aia. Da, și tu știi de mult, și ea știe de mult, și mesajele voastre s-au suprapus și sunt perfecte, nu intră în contradicție, un alt caz ăsta. Dar nu vă grăbiți, vă rog frumos. Nu luați decizii în grabă. De cele mai multe ori când cineva ia decizie în grabă, e pentru că ascunde ceva. Rețineți ce vă spun. Pentru că ține ceva ascuns și zice, nu cumva să afle înainte de căsătorie. Dacă află după, păi nu mai poate divorța. Nu-i corect. Nu-i corect. La orice întrebare ți se pune, trebuie să răspunzi cu adevărul și numai cu adevărul. Nu trebuie să răspunzi la întrebările care nu ți se pun, dar la orice întrebare ți se pune, trebuie să răspunzi cu adevărul.
Să fii transparent. Să fii corect. Să nu ți fie frică că vei afla lucruri pe care le-ai putea afla mai târziu. Și de ce să le afli mai târziu? Când au consecințe mai grave? De ce să le accepți atunci? E foarte important să fim corecți. Deci rețineți, nu recomand. Dacă părinții se opun total, cei doi trebuie să aibă înțelepciune. Ei nu trebuie să facă împotriva părinților, să spună neapărat, nu mă interesează părerile voastre, dispăreți, voi m-ați crescut bine la papucii. Nu. Trebuie să fie echilibrați cei doi. Întreb eu, care e problema dacă nu se căsătoresc în 3 luni și se căsătoresc în 6 luni? Moare careva dintre ei? Păi dacă a murit, asta e. Înțelegeți? Adică graba asta nu e în regulă, ceva nu e clar aici. Că trebuie să fii curat în prietenie, da. Că nu trebuie să-ți permiți chestiuni fizice, foarte important. Că perioada de prietenie să fie cât mai scurtă ca să nu cumva să derapezi spiritual, da, e foarte important. Tu trebuie să setezi principiile și uite, n-ar fi nicio problemă dacă tu, ca băiat, ai curajul să mergi să spui la părinții și să le zici așa, faceți ca mine. Da? Să zici ceva de genul, uite, eu sunt corect, eu sunt în biserică, eu nu-mi permit nicio relație cu fata dumneavoastră, dragi socrii sau viitor socrii, și eu vreau în curăție, pentru că vreau să fiu un model în biserică, asta le-am spus tatălui Alexandrei, el nu era pocăit atunci și trebuia să explic un pic mai în detaliu, i-am spus, eu sunt un model în biserică unde slujesc, și eu nu pot să-mi permit chestiuni care nu sunt în regulă, adică nu pot să-mi permit să am o prietenie de 3 ani cu Alexandra și apoi să ne căsătorim. Eu sigur mă voi căsători cu fiica dumneavoastră și vă rog frumos să acceptați gândul ăsta că noi ne vom căsători, să acceptați că vom avea cu ce să trăim, că Dumnezeu ne va purta de grijă, că va fi cu noi, că o să muncesc ca profesor, i-am spus tatălui ei, și să acceptați gândul că noi ne căsătorim mai repede ca alții care trăiesc în lume. Pentru că noi nu ne permitem relații intime, pentru că noi nu ne permitem păcatul și noi suntem deciși 100% că vrem să ne căsătorim. O întrebat-o pe Alexandra dacă e de acord, eu eram de 1000 de ori de acord și o zis ok, dacă voi sunteți deciși și hotărâți că vă căsătoriți, atunci trebuie să cătăm un local în care să facem nunta, masa, da? Și noi vă ajutăm, mi-au spus părinții ei, părinții mei ne ajutau. Adică e foarte important să comunicați. Dacă voi comunicați numai prin tertipul, prin gesturi, prin nu știu cum, o ușă trântită, te-ai enervat, lasă că ți-arăt eu ție. Opa, păi deja ai luat tot treapaș. Ai început cu, nu cu stângul, nici măcar cu stângul. Ai început-o greșit. Trebuie să începi liniștit, echilibrat. De ce te grăbești? Ce cu graba asta? De ce neapărat acum repede? De ce așa repede? De ce intră zilele în sac vorba românească? Nu intră. Rămâi echilibrat, fii acolo. Nici prea mult, dacă o te apuci după 2, 3 ani, 4, tot povestești, tot povestești. Și într-o zi te obișnuiești cu ea și zici, mă, aproape că sunt căsătoriți. Și uite că diavolul vă derapează, ajungeți în domenii grave. Mare atenție. Nici prea mult, nici prea puțin. Echilibru. În orice lucru, echilibru este cel mai bun. Nu știu cum stați voi cu timpul, cine iese, Domnul să fie cu el. Și cu cei rămân la fel. Ce rămân la fel. Cum pot avea o gândire matură asupra căsătoriei privind responsabilitățile ce se vor ivi pe parcursul căsniciei? Gândul acesta mă stresează că nu pot fi un soț bun. Știți cum e? Nu ați să credeți că eu să vă știu că trebuie să meargă în Egipt? Ce ziceți, băieți? Când i-o promis Mariei că se căsătorește cu ea, au știut că drumul lor va merge prin Egipt? Adică ce vreau să spun cu asta? Dacă stai prea mult să te frămânzi, riști să te gândești la lucruri care nu vor fi niciodată reale. Și gândurile astea vor fi în proporție de 80% că se numesc îngrijorări. Responsabilitatea ta este să fii sincer, să fii onest, să fii corect, să stai la dispoziția Domnului, să cauți fața lui Dumnezeu și să spui, Doamne, cum se spunea deja în seara asta, viața mea e în mâna ta. Te rog frumos, nu îngădui nimic din ce nu pot eu duce. Și tot ce îmi îngădui tu, ajută-mă să duc cu bine la capăt. L-a ajutat Dumnezeu pe Iosif? L-a ajutat. A ajutat-o Dumnezeu pe Maria? A ajutat-o. Vreau să vă spun ceva, vor fi momente în care vei zice, mă, nu mai pot. Atunci vine un înger. Atunci vine exact ce ai tu nevoie. Exact în momentul ăla Dumnezeu intervine și îți dă ce ai tu necesar.
Nu te îngrijora, asta nu e responsabilitate, asta e supra-îngrijorare. Sau faptul că ai folosit termenul de stres, este o imaginație care nu are de-a face cu realitatea și tu îți pui probleme, o grămadă. Stai că toate, punct cu punct, pas cu pas, Domnul te ajută să le duci la capăt. Important este să rămâi în voia lui Dumnezeu. Iosif a ascultat de Dumnezeu și a luat-o pe Maria la el, chiar dacă i-a vorbit lumea de rău. Da. Nu este mai important să poți fi încredințat în principiile tale decât să te gândești ce ar gândi ceilalți? Da. Numai depinde ce principii ai. Adică dacă ai principii, ai ce problemă? Dacă principiul e că tu trebuie să mergi la ea și să dormi peste noapte în casa ei, asta nu e principiul biblic. Asta e o chestie. Biblia zice înainte să locuiască ei împreună. Înțelegeți? Aici era deja ca o nuntă fixată când el a luat-o pe ea. Când Iosif a luat-o pe Maria. Doar că n-au avut relații intime pentru că trebuia să se nască Hristosul și să nu fie nici un semn de întrebare acolo. Dar dacă tu îți permiți chestiuni dubioase, să mergi cu mașina prin păduri și tu zici, bă, nu mă ating de ea, pentru ce crezi că ești de beton? Ai impresia că nu ești carne și oase? Sau tu crezi că ești un fel de super sfânt de ăsta, da? Care umblă, n-are simțăminte. S-o crezi tu. O să te miri cât de simțăminte ai când ajungi în momentul ăla. Așa că creează-ți niște bariere încât dacă ai vrea să păcătuiești să nu poți. Aici e secretul. Dacă tot ești corect, întrebarea mea este, de ce să lași umbre și să creadă alții că tu nu ești corect? Dacă tot ești corect, nu? Dacă tot nu vreau să trec pe roșu la semafor, de ce să trec pe galben? Intenționat să accelerez când văd că e galben. Păi frânez când văd că e galben, nu? Când văd că e culoarea aia în care trebuie să mă opresc, mă opresc. De ce? Ca nu cumva să se interpreteze că am trecut pe roșu, că polițistul e la colț și ăsta știe că se face roșu. Și s-ar putea să-ți iei permisul, ai grijă. Adică s-ar putea să plătești pentru ceea ce faci. Mare atenție, principiile pe care le avem să le păstrăm și să știți, când principiile sunt biblice, nimeni nu ne poate spune că am greșit cu ceva. Și nimeni nu poate interpreta că am făcut ceva greșit. Rețineți asta. Ultimul lucru cu care închei. Biserica Betania ține ca logodnă să fie ca un an, să fie un an ca în Scriptură sau poate fi o perioadă mai scurtă? Cât de scurtă poate fi? Acum să nu fie de o zi. Adică nu înțelegeți. În cadrul Bisericii Betania nu este fixată perioada pentru logodnă. Sunt familii care nu au avut logodna, adică care urmau să căsătorească și nu au avut logodna, deci nu-i obligatoriu să se facă logodna. Pentru cei ce fac logodna, principiile sunt foarte importante, durata nu e fixă, deci durata nu e fixată, nu avem exact în statutul de funcționare al bisericii locale un an de zile, e recomandat să fie o perioadă suficient de lungă în care să se cunoască, n-ar fi rău ca cei doi care sunt logodiți să fie cunoscuți în biserică, cel puțin de frații slujitori, și să nu facă logodna prin parcări. Înțelegeți? M-ați înțeles. Haideți să ne ridicăm. Înainte să plecăm de aici, vreau să vă doresc sărbători pline de cer. Îmi doresc să ne revedem cu bine și mai mulți să se deschidă universitățile și școlile. Ziceți amin? Amin. Să lucreze Domnul cu putere, să dispară pandemia asta, să fiți binecuvântați unde mergeți, la casele voastre, în familiile voastre. Pentru cei care rămânem la Cluj, să fim și noi binecuvântați. Și duceți cu voi gândul ăsta. Domnul vrea să fie cu noi. Domnul vrea să fie lângă noi. Aș vrea rugăciunea asta, dacă mai ai emoții, dacă zici, Doamne, uite, pentru ce am făcut eu, nu mai merit să fii cu mine. Și probabil că în timpul mesajului, diavolul ți-a zis, vezi, tu nu mai ai nicio șansă. Vezi, tu nu mai reușești niciodată. Vezi, pentru ce ai făcut tu, nu se mai poate. Am să spun ceva bazat pe cartea asta numită Biblie. Că sângele lui Iisus Hristos a fost vărsat pentru orice păcat. Și că în seara asta, dacă te afli, cum spuneam și altă dată, ca într-o baltă de sânge, și tu zici că nu mai ai nicio șansă, să nu uiți. Șansa ta este Domnul Iisus Hristos. Poți să începi de la zero în seara asta, dar să începi. Să nu repornești de 1000 de ori, să începi de la zero cu adevărat. Și Domnul îți va da putere, Domnul îți va da tărie.